Hai noroc, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi vă arăt cum să vă faceți a doua pagină din inventar. Primul rând, dați pe N, intrați la misiuni joc și aveți aici, activați pagina echipamentului suplimentar. După, intrați pe site, scrieți extra și o cumpărați de aici. Ok, hai să vă dau puțin context, să vă explic care-i faza. După cum vedeți aici, ne spune că trebuie să-l batem pe marele maestru Ahtrin. Deci ăsta e în peșterile, noul nebunie mare. Acum, ca să înțelegeți care-i faza și dacă doriți să faceți misiunea propriu-zisă, că o să vedeți de ce costă un KMD, aveți aici 3 nivele de peșteră Gnol. Se intră din mapa a doua, Iohara. Ăsta e primul nivel, easy. Al doilea și urmează al treilea, unde trebuie să bați acest boss. Și uitați-vă puțin care-i faza aici. 75 STR, 60 VIT. Hai că restul o mai rezolv cum o rezolv, dar statusul ăsta, frate, e și peste alastorul greu. Și mi-am făcut un mic calcul, am văzut că chiar nu se merită să mă apuc să bag pe șaman iteme, să cumpăr iteme, să fac statusul ăla nebun. Ăsta e statusul meu. Adevărul e că nici n-am level. Misiunea a fost făcută pe Sura, după cum vedeți aici. Dar uitați-vă puțin status nebun ce am pe Sura, fără mănușă și fără iteme. Deci nu se compară. Am nebunia asta de jachetă cu 40 STR. Atunci nu mi-am dat seama, sincer, care e faza cu atât de mult status, că îl făceam cu armura asta nebună, apropo, e de vânzare. Și da, s-a făcut misiunea acolo. Să vă zic care e faza acolo, reziști destul de ok, vorba de pământ. Adică băteam și cu Surau nu are nicio problemă să bat acolo. Nu trebuie să mori, foarte important, în peștera aia, pentru că te dă afară. Și acest schimbă echipament o să te ajute, doar părerea mea e că te ajută, adică nu știu dacă are cineva atâtea seturi nebunii de iteme, să ai generală, să ai PVM, să ai nebunie mare. O să te ajute doar pentru setul INT. După cum vedeți, ții setul INT pe tine. Un aspect foarte important, dacă ai finisaje pe iteme, nu o să se ducă. Ți-ai băgat setul INT, ți-ai băgat a doua pagină de echipament cu setul INT, frumos, ai revenit pe primul tău echipament, easy peasy. Când o să faci această pagină, o să-ți apară aici și o să ai 3 secunde reîncărcare, după cum bine vezi. Dacă vrei să fii mai pro, dai direct, ți-o pui aici, ți-ai băgat tăișul, eu n-am armă și revii la echipamentul tău. Înțelegeți? Deci chestia asta e bună pentru șaman, pentru Sura și Lican. Deci, dacă sunteți alt caracter, nu vă stresați. Și mai ales cu misiunea asta nebună, v-am zis. Deci, ai nevoie de 75 STR, 60 VIT, 65 RES. Adică statusul ăsta nici la Alastorul greu nu-i. Deci, la Alastor, ai nevoie de 70 STR, 60, 70. Deci, nici măcar la Alastor nu-i STR-ul ăsta nebun. Faci rost foarte greu de el. E nebunie mare. Acum ce să vă zic, dacă aveți dublu STR pe mănușă, ceea ce probabil o să-mi bag și eu și o să scot RES-ul, pentru că eu am prea mult RES și o să scot ultima piatră și o să bag STR. Dacă aveți, puteți să încercați, v-am zis, foarte important să nu muriți, că vă dă afară și să ajungeți la ultimul boss. Cam despre asta e vorba. Dacă îl luați din item shop, o să vă apară aici. Eu l-am luat cu MD-uri, m-a costat 54 de won, pentru că am avut norocul să prind vouchere ieftine. Nu s-a găsit de 1000, normal de 1000 e undeva tot așa, de la 54 la 58 de won. M-a costat 54 de won și eu zic că s-a meritat. În loc să mă duc să-mi bat capul, poate chiar să iau iteme, pentru că oricum aveam nevoie de iteme, să fac STR-ul la nebun și VIT-ul, pentru că uitați-vă ce status am eu. Deci îmi trebuiau două iteme.
Am zis, mai bine le iau cu MD-uri și rezolv situația. După cum v-am zis, dacă le iei de pe site, dai click dreapta pe el, ți se pune aici și ți se activează această pagină de echipament. Din moment ce dai pe ea, nu poți să schimbi dacă arma nu se potrivește și asta înseamnă dacă ai skin, nu o să ți se potrivească, dacă dai skin-ul jos o să-ți meargă. Echipezi nebunia asta jos, așa, setul INT, îți dai buff și revii la setul tău inițial. Treaba e foarte simplă, vă pup, să ne auzim cu bine!